În cadrul expoziției sunt prezentate publicului 72 de piese din colecția Muzeului Bruckenthal, cum ar fi coloane, mistrie de alam aurită, stilet, echer, compas, spadă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu valoare de patrimoniu din categoria tezaur, ce au aparținut masonilor din Transilvania. Avem fericita ocazie de a avea una dintre cele mai complete colecții masonice din lume și una dintre cele mai vechi în același timp. Și existența ei se leagă de evenimente istorice specifice centrului sud-estul Europei, și anume faptul că, în fine, împărații Austriei au trebuit la un moment dat să interzică masoneria. În consecință, e știut că în vremea aceea la Sibiu era capitala Transilvaniei, funcționa loja cea mai importantă din Transilvania și sașii foarte disciplinați au renunțat oficial la masonerie, conform ordinului împăratului, dar mai mult au predat obiectele lor de rit, de ritual, eu știu, de ritual, nu? Le-au predat muzeului Bruckenthal, care deja era înființat ca muzeu public, și avem șansa de a avea echipament complet al lojii. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 18 martie-3 aprilie și este rezultatul unui parteneriat încheiat între Muzeul Bucovinei și Muzeul Național Bruckenthal din Sibiu. Este un prim pas într-o colaborare care dorim lungă și oficială cu Muzeul Bucovinei din Suceava. O colaborare care va consta într-un schimb de expoziții, expoziții tematice. Anul acesta avem în plan 3 astfel de expoziții, aceasta fiind prima, mai apoi urmează o alta legată de armament, sigur istoric, și o alta legată de artă, în speță de pictură românească. Muzeul Național Bruckenthal, la fel ca și Muzeul Bucovinei, posedă milioane de piese care exprimă realități legate de patrimoniu mobil dintr-o vreme sau alta, de obicei de acum 2, 3, 400 de ani, alteori de mii de ani. Și știți bine că aceste piese, dintr-o pudoare greu de înțeles, stau de obicei în depozite.